O să mă bată ușor, nu știu dacă v-ați prins de strategia mea. A dat cu spatele, nu e legal. Deloc. Aolo. Mamă, stai-mă puțin. Ăla e. L-am luat de sus. Ia uite-l. L-am luat de sus. Ah, ok, e bine. Hai cu 2-0. Fiți atenți, e 2-0. Vă spune fratele vostru. Pac, ușor. Dar de ce trece pe lângă mine așa ușor? Ușor. Bă, nu mai dribla și tu tot terenul, bulangiule. Fă măcar să pară că e mai greu. Oh, frumos. 2-0. V-a zis fratele vostru? V-a zis fratele vostru? O vizie aici ceva, nu știu. Era aia cu defensiv. Promit că nu o să fie chiar umilință. Mă opresc la 3-0. Hai, treacă-te la mine. Dybala, omul meu. Și eu îmi pun mâna la față când dau gol. Adică niciodată, că nu joc fotbal. Nu treci de David Luiz, stai liniștit. Ai trecut. Are cituri, e clar, nu știu dacă ați observat, dar face niște scheme ilegale. Bă, cum faci chestia asta, că mă enervează maxim? Fentă. 3-0? Aaaa, fake shot fără direcție. Fake? Centrare, pasă în același timp și iei mâna de pe alunul stânga. A, vă vreți să ardeți cu în același timp? Eu v-am... Ați văzut pe YouTube... întrebat. Ați văzut pe YouTube că eu pierd meciuri de FIFA. A fost așa la intimidare să creadă că nu știu. Așa. E ușor, frații mei. Thiago, omul meu, fiți atenți, golul lui. A, am încercat braziliana și am dat cu stângul drept. Aia e, bro, gata. Hai mă, fugi! E Pogba, scuze. Am trei oameni cu 5 stele la skill-uri în mijloc. E bine. Eu am nevoie de niște apă. Întreabă-l pe Teo dacă suntem live. Te rog, suntem? Aolo! Suntem 100%, ai vorbit cu el. Cum iau mă mingea ăsta? Merge. Noier, ce naiba faci? Că de-aia te-am luat. Am înțeles că în final suntem și noi live, n-am apucat să vă explic despre ce e vorba. Ieri am jucat, ne-am ales un dream team fiecare. 3-0? O singură bă, regulă am avut. Nu ai voie, același jucător nu are voie să fie în două echipe. Deci unii dintre noi am apucat să ne alegem jucătorii preferați, alții nu. În fine, au ieșit niște echipe echilibrate. De asta vedeți acum la Juventus o echipă cu Pogba, la West Bromwich Albion, care este Bromania. Vedeți pe Ștefan Radu, vedeți pe Ribery și alți jucători care, bineînțeles, în mod normal au ce să caute acolo. Flaut, asta e. Pe voleu. Gol. 3-0. Ce ați făcut? Boban încă mai face dab în 2017? Cam așa ceva, da. Bă. Nu trebuie să-i spuneți lui Bro să se lase. E o caterincă, e distracție. Asta contează. Eu i-am zis că-l bat. El era conștient de chestia asta. Putem să facem doar o repriză? nu cred că avem voie. Producția, putem să facem doar o repriză? A început să lase spații, Călin. Nu, stai. Ok, ai corner. Este șansa ta. Corner! Este șansa ta. Haterilor care n-ați avut încredere în mine. Damn! Hai, volei direct. Nu cred că e bine să șutezi. De ce? Bine, Ter Stegen, omul meu. A fost șut pe poartă, e deja un mega improvement, nu știu dacă te-ai prins. E moralul jucătorilor sau e... Da, au și moral, deci e scăzut. Tony Martial. Am încercat acolo din fente. În final s-a apărat și bă, foarte ieșiți, bine, în final a stat ok. Încă dacă mai joacă 2-3 meciuri, pune probleme după aia. Gata, s-a prins. S-a prins de apărare, S-a rupt lanțul de iubire, oameni buni. Cred că o să-mi iau bătaie în meciul ăsta. Eu așa presiv. Ribery. Ololo, stai mă puțin. Stai. Și că bă, te las, dar nu să-mi dai gol. Doar așa să te joci în jurul careului.
Hai cu încă unul. Hai cu încă unul. Hai că-l simt ăsta. De ce e David Luiz în, în careu? Este întrebarea mea. Higuain? A, i-a luat față. Măi, vezi că a început să-i apere bine. Da, chiar a început, deci să-i, vezi că a început bine. Să-i apere bine. Da, nu. Nu zic la Caterin că nu-l las. Omul știe. Ia uite-l. A rămas prost. Bine, n-ar trebui să mă interesez. Bine că a apucat să dai 3 goluri. Mai problematic o să fie pentru noi după. Da. Nu treci. Nu treci. Ce trare? Ăla e! Hai dă-o! Bine, bro! Bă, da. Bă, da. Într-adevăr. Am, am rămas prost. Acum nu te superi și îmi dai la fiecare atac gol, da, da. Acum nu e. Stai liniștit. Vezi că el... suntem live, ne aude lumea. Ne aude el lumea. Chiar a încercat la fiecare eu. Atac să-ți dea gol. Nu-ți imagina că după 3-0 el a luat piciorul de pe accelerație. Da? Nu. Matuidi, prefratul meu. Unde joacă? La PSG acum. Sau nu, la Juventus. La da, Juventus. Da, la Juventus. Bine. Prima repriză 3-1. Hai, hai încă 4. Hai încă 4. Hai încă 4. Bine, dacă vreți să vedeți meci frumos de FIFA, urmează, e Speedy cu Ovi, ăla o să fie meci. Ăsta e o joacă, că e 4, care va să zică la 1. Cred că s-a tăiat... S-a tăiat? Nu, s-a tăiat. Ăla face ca tine? Ce? Ăla făcea ca tine. Păi da, de asta l-am luat. Dybala ăsta? Da, da, da. Era spate, de asta l-am luat. Omul meu. 1, 2, 3, 4. Sau unde? Ce roșu, mă! Ololo! Stai puțin! Mai știi și tu, chiar sunt surprins. Bravo! Frumos cu Higuain, foarte frumos! Oh. Uita să fie! Foarte frumos! Nu, era la cea mai bună investiție. Nu prea sunt bun portare anul ăsta, nu prea contează ce portare ții. De unde știu, de-abia s-a... Deschisese bine. Mie tot îmi pare rău că nu l-ai luat pe Ronaldo, că am fi scăpat de el. Ai avut primul pic și nu l-ai luat pe Ronaldo. Cine l-a luat pe Ronaldo? Bercea. Bercea, Bercea. Da, bine, cam, cam același lucru. Higuain? Se putea. Hai mă, vreau și eu, măcar un 5. Așa la Caterin. După ce că a fost băiat cu noi și nu ne-a luat jucătorii mari, n-a ales. Nu l-are nici pe Messi, nu? Nu l-are nici pe Ibrahimovic pe care l-a ales. Care l-a ales. A fost mega schemă. Pentru că nu era, dar nu știu cine, de ce l-au de ce l-a băgat Teo pe Ibrahimovic, pentru că nu e în joc? E în joc, dar nu, nu știam. Cred că e. Ba da, e după update-uri. A, după update-uri, dar dacă da, faci da. Update-ul nu mai îți merge da, 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 exact. Draft-ul care l-am făcut noi cum ar veni. Gata, am înțeles. Și practic frumos? S-a rupt în burlan. Speedy, nu avem așa meci ușor, uite. Ah. O să vezi că nu avem meci așa ușor. Uh-huh. Dacă îl bați pe Speedy, bro, îți dau ce vrei tu, îți dau 2 milioane live. Ai 2 milioane? Frumos, bă, da. Foarte frumos. Am și 5-1. Frumos, mă. Am și 5-1. A fost simplu. Care asta e frumos, că e simplu. Auzi, producția, următorul meci ar trebui să fie totuși... Următorul meci l-ai cu mine. Păi nu, dar ziceam să fie, poate să joci tu cu... Ca să nu fie la fel de boring, știi? Sim. Adică să nu fiu, să joc eu primele. Dacă joc eu primele 3, sunt... Păi nu, următorul meci nu, e următorul Speedy nu. Cu... Da, da, da. Sunt eu cu Speedy și după aceea. Ce mai bine. Adică eu cu Ovi jucăm ultimul meci din grupa asta. Nu știu cum vine. Următorul meci este Ovi cu Speedy. Frumos! Aolo, mamă, ce pasă! Jesus! Iisus, Iisus! Bravo, 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 bravo! Chiar merită aplauze, chiar merită aplauze. Se știe! Păi, Speedy, nu avem meci ușor. Fii atent că nu e meci ușor deloc. Uite ce, uitați ce pasă. Jesus. Iisus. A făcut Iisus a făcut un miracol. Gata. Am venit cu dumele de acasă.
Nu prea sunt bune, dar... Hai, Tony. Hai, Tony. L-ai văzut pe ăla? Aaa, lava. Ok, a dat cu capul. Gina Sărit, omul. Aaa, am încercat dreptul, acolo n-a ieșit. Mamă, stai mă puțin! A ieșit Ter Stegen. Dacă era Ronaldo, ajungea. Se poate. N-a fost să fie. Un 6-2, așa să fie cu soț. Dybala, gol. Asta e, mă. Bă, dar e frustrant. Mă, omul meu. Omul meu. E foarte greu să te aperi în FIFA 18. E foarte dificil comparativ cu jocul trecut. Dar omul știe să... Mă rog, voi știți. Din astea simple, știi? Ți-am zis, m-au abuzat niște sirieni și mi-au zis că îmi taie capul dacă nu mă apuc de FIFA serios. Am reușit să scap între timp, dar poliția, vezi că ești pe canalul meu. Lasă cu sirieni și cu tăiatul capul. Ne cerem scuze. Așa, asta îmi place să aud. Am o fugi. Aș vrea să dau hat-trick cu Dybala, că cred că a dat deja două. I-a luat mult la început. I-a luat mult la început. Dar după aia s-a prins, a început mult mai bine. Mamă, ce-l-a risat? Păcat că e offside, păcat că e offside, păcat. A fost offside. Offside, da, a fost offside, păcat. Offside. Aie, am gol averaj plus 4 aparent, dacă nu mai intră unul, poate mai intră unul. Dar ce-a făcut, mă? Au, cum a fac schema aia, lasă pe ăla să se ducă până în colțul terenului? A plătit arbitre. Higuain, încă una. Încă o boabă, 7-2, numărul meu preferat, Pipita, cred că hat-trick, corect. Da, corect. Mi-au zis unii, de ce le luăm pe Higuain, că nu știe să dea gol. Cine ți-a zis? Toți. Că e prea încet, că e gras, că... Nu, e ok, Higuain e ok în FIFA 18 pentru că e foarte echilibrat, adică poate să-și protejeze mingea un pic, nu-i rău la dribbling, e decent. Bravo. Mulțumesc. Bravo, băieți. Eu v-am zis, bro, că e mai puneul e... meu, nici nu se pune problemă. Mai e un match în care poți să-l bați pe Ovi și mai e unul în care poți să-l bați pe Speedy. Dar acum avem Ovi cu Speedy. Nu o să ai nevoie, dar e ok. Nu știi niciodată. Ăsta e match greu. Dacă Speedy ar fi jucat pe tastatură, ăsta chiar ar fi fost match greu, dar joacă pe controller, deci... A, el nu joacă de obicei din controller? Nu. Deci eu trebuie să mă duc să-mi iau... Am ales draftul meu să fie din Anglia, să fie Liverpool. Liverpool, ok. Ok. Și atenție să... dacă nu-i aveți nu, în primul 11 ai pe tu alb ceva? Okay. N-ai nimic. Ai negru și... Okay. Negru. Ce faci? Ce repede ai zis? Nu ne vedem. Hai că o să joc eu în alb și joacă... Ia vezi albastru și cu roșu. Găli, vină până la producție. Merge albastru cu roșu, te deranjează? Călinaceo. Ok, super. Călinaceo. Călinaceo, lasă nodurile, da? Vino încoace. Vino puțin aici la producție. Ce format ai joci? La producție? Gici fundaș? Nu. Haide că era așa. Facem și noi spectacol. Exact. 4-2-3-1. E mai rău decât 5 fundaș, dar ce pot să zic? Cum să fie mai rău asta? 5 la jumătate. Și că toți suntem aici, vreau să precizez că acest jucător care îl vedeți e cel mai bun din Premier League. Haterii vor spune că nu e, dar o zi este cel mai bun. Băieți, hai să vă arăt și echipa mea. Cine e vârf? Să vedem ce am ajuns. Sturridge, ce? Da, au rămas și jucătorii vechi de la Liverpool. Koulibaly, lasă-l de bară pe Koulibaly. Cred că mi-au nu? E bine. Ia uitați pe copilul ăsta aici. Vedeți că fie că vă place, fie că nu, Son. Eu o să comentez meciul ăsta. Pentru că vreau, poate mă pede Digisportul, îmi dă și mie niște bani lunar, am nevoie, ar fi frumos. Koulibaly.
Am impresia că o trebuie să ne facem, am impresia că o trebuie să ne facem de fiecare dată echipa asta. Da, da, da. De fiecare dată o trebuie să se facă. Nu dură să mai mult de 2 minute, dar e normal. Warrior. Și left back. Pe cine am luat eu? L-am luat pe Bonucci, uite aici. Ce echipă și-a făcut Ovi? Hai stai că vedem imediat, dar nu-mi găsesc fundașul stânga. Cred că e manevră. Speedy, mie mi se pare că tu nu prea ai nu știu, size în echipa ta. Ce sau? Ai pitici. Nu o să facă nimic, nu sari nimeni la cap. Eu nu lucrez cu altceva. Auzi? Unde mi-e fundașul stânga? Ah, Rose, uite-l mă pe HG aici, bravo. Uite-l avem și pe Alexis, uite-l pe Lewandowski, Dembele. Hai că n-avem echipă rea. Zic și eu, Dembele ăsta e cam genial. E cam rupere, am vrut eu să-l iau, dar am uitat. De ce nu l-ai luat? Ai uitat am de uitat, el? Am uitat, mă, și mi-a a fost luat spre sfârșitul draftului, mi s-a părut surprinzător că nu l-a luat cineva. L-ai luat rezervă, l-ai luat rezervă. Mane, dar atacant, Lewandowski, nu l-am văzut pe Lewandowski. E jos, e jos. Jos de tot? Da, 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 uite. Nu mă simt confortabil. E lângă Sanchez, e lângă Keita. Hai, pe cine scoatem? Firmino, îmi pare rău, ne luăm la revedere. Ce defensiv jucăm amândoi, 4-2-3-1, foarte defensiv. Nu mai e joc 4-3-3. Nu ai jucători de 4-3-3, de ce nu vrei să frumos. Schimb de formă. Prefer 4-2-3-1 în fața 4-3-3-ului pentru că e mijlocașul ofensiv. CAM-ul mult mai prezent ai în dreptate, joc. Acolo la 4-3-3. Asta am ales aici pe Ozil, care e cel mai bun. Cel mai bun din tot jocul, nu? Da, 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 da. Eu nu l-am suportat pe Lewandowski anii trecuți, acum... Nu l-ai pus pe Sanchez? Da, 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 da. Mă uitam, încă n-am terminat echipa. Dar dacă l-aș fi găsit pe Sanchez era mai... Deci imaginați-vă că trebuia să facem asta de fiecare dată. Unde e Sanchez? Uite. Bun, Henderson nu e de tine. Sanchez, Ceame, Bale cu Mane, Lewandowski, Dembele, Matic, Koulibaly. Mamă, ăsta e bun de ceva oare? Ia să e vedem. E foarte bun Koulibaly. Știu, că altfel nu l-a are geam. Strength foarte mult și... 6, 6'5", care cred înseamnă vreo 1.95. Da, 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 da. Și ar trebui să vedem... Ia uite-l, strength 93. Nu știu dacă e așa de bun la standing tackle și la... E decent, 85 cu 87, bine, e chiar bun. Bine, tu vezi, și împotriva lui Aguero, care cade dacă sufe în el, deci... Bale, Sanchez, stai să vedem dacă avem și rezerve. Avem vreo limită de schimbări pe care putem să le facem? Nu știu. Cred că sunt regula cu 3, nu? Ai și rezerve, l-ai pe Keita. Keita n-are ce să caute, l-am ales din greșeală. N-are calitățile care le căutam într-un jucător. Am făcut o alegere. A, Müller, Müller. Cum să-l ratez pe Müller? În locul Lucian, cred. Nu, păi deja am 3 schimbări. Probabil una, două, 3, nu fac mai multe. Dar mai avem încă unul. Nu e Quincy Promes. Unde e Promes? Nu înțeleg de ce caută mă bate grav, da? Păi da, dar nu e producția. Producția ce-a făcut. Așa ne batem joc, așa frumos a venit. Nu e Quincy Promes aici. Așa, serios? Bă, dai de joc producția. Producția. Vai de capul vostru. Băi, serios, nu e, mă? Pe cine cauți? Quincy Promes. Mă prind degeaba? Calm, calm. Da, mă prind degeaba, nu-l văd. Sau sunt eu. Ok. Hai, nu e un jucător, nu-i problema. Păi zic că e bine. Sturridge. Băi, ai văzut ce sprint speed are prietenul nostru acum? De la vreo 89, da, 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 da. Cel mai mare downgrade la speed. În schimb, HG ăsta arată bine. E tuns, proaspăt. Gata, ai făcut echipa? Gata. Umblăm și la tactic? Ți-ai pus și rezervele bine, Speedy? Ți-ai pus și am pus tot, bine? E ok, e ok. Ok. Păi, aolo, Ovi are custom tactic. Oh, nu. Oh, da. S-a terminat aici. Aș intra și eu, dar mi-e frică că le stric mai rău decât ei, așa că... Nu pot, mă, sunt niște custom tactic-uri foarte simple, care eu zic ajută, eu zic ajută. Rămâne să vedem dacă... Stai să punem să nu fie ploaie. Fără ploaie. Custom summer, uite ce frumos. Seara, totul deja aranjat, telebroadcast, pe default, că așa se joacă la turnee, nu știu cine a pus custom acolo. Baftă! Baftă, baftă. Deci cum am spus eu să comentez meciul ăsta? Unul pe cu pat. Messi? Da. Eu și Ilie Dobre, ce mai comentăm așa. Vedeți că s-ar putea să strig gol vreo 30 de secunde. Gol. Te anunț că eu pot. O să mă țină plămânii. Nu știu dacă o să mă țină demnitatea, dar asta e partea a doua. Ok. Jucătorii tăi de atac se pare că sunt cam forță. Nu sunt, dar forță e exact opusă, au numai viteză. Hai să mare meci, mare. N-am controlele făcute, scuze, scuze, okay, okay, scuze. A spus pauză, nu mă lăsa să comentez. Da, scuze, nu aveam controlele făcute. Avem hack-uri și pe aici. Hack-uri. Save assisted, off, cross, shot, low pass, manual. Pentru cine se întreabă pe stream de ce schimbă o viță, butoanele astea aici,
jucați clasic, fraților. Eu l-am schimbat prin 2006, când puteai să dai o anumită centrare doar dacă îți făceai setarea asta la butoane. Și după aceea mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc din nou cu clasicul. Scuză-mă, gata? Așa, începe mare meci mare pe Emirates Stadium din Londra. Avem Arsenal cu jucătorii pe care aș vrea să aibă Arsenal versus Liverpool cu jucătorii pe care n-aș vrea să aibă Liverpool, că țin cu Arsenal. Ovi, mare stăpânire pe meci. Ah, s-a dus Mane. No, 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 95 pace. Mulțumim frumos, Speedy, că ai venit. No! Au! Ok. Ok. Să avem oare mare surpriză mare. Orice se poate. Clar. Speedy, ți-am zis, Speedy e foarte bun, dar din păcate controllerul nu e jocul lui, el joacă pe tastatură. Op, că m-a opa, prins. Opa, aaa, da, bine, de foul acolo. A fost foul clar, dar bănuiesc că ai plătit arbitrii, așa că... Ce echipă e, o să avem o problemă cu arbitru. Arbitru seamănă cu restul jucătorilor mei foarte mult. Da, seamănă cu ce. Speedy, te-ai antrenat. Nu poți să te deschizi deloc momentan. Pare, nu, e okay. Te-ai antrenat. Și-a luat un controller și el acum vreo săptămână sau ceva. Dar are și echipă bună, amândoi aveți echipă bună. Cred că toată lumea are echipă bine, bună. Bine, eu am pe cea mai bună, evident. Evident, nici se pune problema. Hai că am dat și pasul acolo ceva. Ia stați puțin, că trebuie să testez puțin publicul. Cine crede că câștigă Speedy să țipe? Liniște. Și cine crede că câștigă Ovi? Și cine crede că câștigă Călinaciu tot turneul? E, vedeți? Clar, clar, e evident. Wow. Nu trece Ozil, l-ai luat prost pe Ozil, nu e bun în FIFA. L-ai pe Koulibaly în centru? Era. Da, l-am pe Koulibaly, dar se pare că n-am jocul la mine, în schimb. N-am jucat absolut nimic în primele minute. Ai putea să șutezi. A, trebuia tras mamă, de cum e Musa Dembele acolo. Hamă, bine, era deja 3-0. Bravo. Bale, ăsta, Lewandowski, ok, Mane. Călcâi. Mamă, ce bine se apără. Foarte spune. Bine, sunt impresionat. Mi-este frică care va să zic. Și acum iese cu pasă aici, iese cu pasă. Hop! Opa! Oh! 23 de minute în care am jucat fix nimic. De la scurt. Te susține lumea, Speedy. Na, nu trebuie să șutezi din prima. Ulan. Bravo! Opa! Aoleo! Ce choke! Ți-ai bătut joc de mare ocazie mare. Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap și tu ai dat-o de acolo. Sincer, nu mă așteptam să fiu nu e meciul Ovi, nu e meciul Ovi, au căzut jucătorii. Nici pe departe meciul meu, nu știu de ce. Probabil pentru că joc slab. Sunt dopați jucătorii mei, pare rău. Le trebuia atâți la mestiar. Oh, fuck. Foarte slabă pasă asta, nici măcar nu știu de ce am dat-o. E grupă de foc aici. Grupă de foc cu 3 jucători foarte buni de FIFA și eu, care nu mă pricep. Nu mă pricep, dar câștig, e ok. Dembele. A, e mijlocașul Dembele, nu cel din dreapta. Fuck. Întrebam cum mi-a luat Dembele așa repede mici. Nu prea l-am văzut pe Ovi să dea un șut. Exact. Toate atacurile, importante au fost ale lui Speedy. Îmi închide oare Ovi gura? Oricum Ovi nu ratează. Da, wow! da. Bravo. Și mulțimea este în delir. Robert Lewandowski deschide scorul în gol. Nu atât de lung, serios? Poți să-l țin 30 secunde, m-am cronometrat. Eu și Ilie Dobre. Da, am avut un șut și am dat un gol. Dar continui așa. Uite, iarăși, alt jucător de care toată lumea mi-a zis, inclusiv Teo, mi-a zis că bravo, e foarte bravo, slab frumos pe, aici deschis jocul. Bravo, FIFA e Lewandowski și tocmai a dat gol cu el. E
N-am vrut să ridic. Opa, e la tine, ăla e. Puțin noroc. Simt în careu la tine sunt 20 de jucători, nu pot să trec pe lângă mine. Așa mă simt și eu când ies pe contraatac, dar nu știu de ce. Sunt ai mei atât de puțin. Pe contraatac, surprinzător. Și tocmai 4-2-3-1 ăsta, care eram destul de sigur că o să mă ajute pe apărare, nu mi se pare extraordinar de sigur. Că ai scăpat de câteva ori... Okay. Mă simt la Speedy de parcă stă pe Legacy, deci exact așa mă simt că se apără. Deci exact așa simt. Și nici n-am văzut să greșească vreun tackling, mi se pare incredibil. Foarte greu, nu știu, pe controller mi-e foarte greu să mă poziționez în apărare. Speedy merită un gol. Nu mi se pare deloc. Nu mi se pare deloc că ți-e greu ție. Dar vreau să facă egal, să-mi fie mai ușor să câștig cupa. Nu mi se pare absolut deloc că ți-e greu. Că-i la rând. Sanchez. Leva, din nou. Clar, drag back și shoot. Ăsta e Lewandowski. Ăsta e Lewandowski. Bravo, bravo. Dacă știi să-l folosești pe Lewandowski, e letal. Da, e bun. Destul de bun, dar slăbut momentan Oviță. Auzi, e funny că l-ai luat pe Lewandowski, cred că una din ultimele runde l-ai ales. No, Speedy no, no, e demoralizat, a treia rundă, a treia sau a patra, îmi trebuia un atac în central, n-aveam pe nimeni. Și două șuturi, două goluri. La jocul ăsta nu mai e povestea din trecut dacă au jumătate de metru buni. Îți trebuie unul central, dacă mare, joci 4-2-3-1. Prima repriză mare, comentăm prima repriză în studio DigiSport special. Faci și voi o pauză. Să-mi spună și mie, Speedy, când greșește un tackle. Când fac ce? Când greșești un tackling. Te rog eu frumos să... Ai văzut că eu nu apăs la de tackling, decât vin spre tine, dar... Se pare foarte... un pic cam lent jocul. Bine acolo! Da, da, da. Ce-a fost pasa aia? Ok. Ce-a fost și a mea după aia. De fapt, a treia să riz din poziția aia. Messi? Nu prea intră pasele pe sus. A fost faul ăla. A cam fost faul, nu? Călcat pe cap pe Messi. Părerea mea e că l-ai luat prea repede pe Messi. Nu l-a șirat al treilea, l-a șirat al patrulea, al cincilea. Nu știu ce să zic de el pe jocul ăsta. E mai de strength, e mai de... A, mă, că totuși Messi. Nu se pare mai de strength, se pare numai dribbling-ul. Foarte important. Masa verde. Nu. Prima atingere a mingei pentru Handanović, mă bucur. Haide pe el, bine tati, bine tati, bravo. A început Ovi. Da. No shoot. Ce fine frumos. Shot, gol? No, a scos acolo. Ovi, fanii vor să vadă goluri, vor să vadă spectacol. Oviță încearcă, dar Oviță nu poate mereu. E bine că a reușit și două. Era să fie altceva. Mamă, Koulibaly, nu-mi place foarte mult urcă... Hop, un pic, mai merge una. Opa! A mers. Merge una, încă una. N-a mai mers continuarea. Ce bine a stat Kanté. Și vedem contraatac. Sincer, tu zici că linde mai multe goluri, dar eu pe bune că-s mulțumit dacă se termină așa. Nu vreau neapărat să dau mai multe goluri. Un meci foarte greu, nu mă așteptam. Bine, Leva, ai ținut de minge acolo, sunt... Hop, 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 Aurier, haide puțin și noi. Jucăm și noi ceva. Vedem FIFA, băieți sunt concentrați, evident. Aici aoleu, nu, prea, nu prea mai merge de viza cu Caterinca, cu așa. Aici e concentrare maximă. Și câștigăm nimic, câștigăm o cupă. Producția nu putea să le dea și noi niște bani, adevărat. Leva, lentuț, lentuț acolo. Presim că meciurile viitoare, deși a marcat, Leva o să fie cam schimbat prin 60-70. Alexis Sanchez, dezamăgitor. Eu l-am pe Vital la jumate, care nu mai vede mingea. Hai că Vital e mondial. Hop. Oh, drag back fake acolo, frumos. Am jucat ieri o grămadă de meciuri, să zic, și absolut nimeni nu s-a apărat atât de bine. Aha. Opa, Sanchez, să fie masa verde, nu.
Oviță, Oviță, nu ce-ai făcut, poate. Oviță? Ce-ai făcut, Oviță, acolo? Nu vrea. Nu vrea să intre. 2-0 se termină. Hai să-l încurajăm și pe Speedy. Hai, Speedy, 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 Speedy. Mulțumesc, mulțumesc, noi trebuie. Stați bune, liniștiți, e meciul lui Ovi. Bă, strigați okay, la ei, okay, dar la mine okay. Striga cel deci mai tare. Deci pe dai W, am înțeles, mersi. Serios? Acum? Haide, nu cred. Nu, m-am nu cred că m-am chinuit timp de 7-7 de minute și tu nu știi pe ce e W. Aia a fost la UHA, zisă, nu? Am vrut să fac sprint și pur mi-am dat seama că țineam mâna pe partea cealaltă. Mare greșeală lui Speedy. Au, ce caută Matici aici? Lasă-l acolo, să rămână în față. Te centrezi. De ce-i mâna așa de jos? Am două oameni la închidere nimeni și nimeni nu vine să recupereze. Nu înțeleg. Pasa cum. Bună, leva, drag back, shoot, gol. No. A fost să fie. Stă foarte producția bine care următorul meci. Bine. Bro cu Ovi este următorul meci. Hai că Ovi e deja încălzit. Dar Ovi mai fără custom tactics, da? Ok. Nu mai mi-au roșu ăsta să joc în el, n-am văzut jucătorii deloc. De la custom tactics ăla ai jucat așa bine Ovi. Tu nu bași tackling niciodată. Acum, eu spre sfârșitul meciului, tu nu apeși. Acum ai observat, nu? Da. 3-0, 3-0, nu apeși. Nu, meritat apăs, la o adică. E... Pur și simplu, deși eu aș putea să merg așa pe rădină. Tot ce mai bun la feraj, asta contează. Am plus 5, e turneul meu. E mult prea pasiv. Știu că e pasiv, e mult prea pasiv. Poziționarea e perfectă. Încă se poate, minunea. Trebuie măcar golul de onoare, altfel nu. Minunea din circul Globus, ai vreo 30 de secunde la dispoziție să dai 3 goluri, Speedy. Hai Dembele, bravo acolo, bun. Poți să fluieră curând? Călin și ție tot la fel, mi se pare foarte lent gameplay-ul. Da, 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 e mult mai lent ca... Mersi! Au și zis! Au și zis! Frumos match! Haide, bro! Noi suntem. Eu sunt, gata. Aparent ăsta e controlul celor care pierd. Vrei să-l schimbăm? Sau sunt ei foarte buni? Vrei să-l schimbăm? Vrei să-l schimbăm? Dacă eu ți-am dat 7-2, s-ar putea să... S-ar putea să-ți dea și el, să-l lăsăm așa. La mine focusul jocul ăsta e să nu treacă de 10. Vrei să-ți fac o echipă? Da. Ok. Apasă pe Y. 5-3-2. Apasă pe Y. Pe triunghi, pardon. Pe bune, dacă acum apasă acum pe triunghi, s-a dus totul. Păi dar trebuie schimbat știu. Iarăși? A, nu, n-a rămas? Verde cu alb, ne vedem așa? Da. Nu. Dar, nu, ăștia au doar verde și alb. Trebuie să spui tu roșu sau ceva. Îmi pun pe ăsta? Ok, okay. Da. Nu știu, roșul, roșul mi s-a părut cam închis. Așa, ah, ce formație okay. Vrei să joci? 4-3-3, nu? Nu, 5-3-2. 5-3-2, 5-3-2 să fie, dacă așa a zis omul, așa îi fac echipa. Nu știu, nu e bine? Nu trebuie? Nu vrea să ia goluri, eu îl înțeleg. Să mai schimbăm, nu? Eu la o adică îl înțeleg. Păi să mai schimbăm, joacă 4-2-4. 4-2-4, pune 4-2-4. 4-2-4? Joacă ce vrei, bro. Bă, nu știu, că au și sfaturi. Da, vreau foarte mult pe ăla. Cu siguranță, da. Dacă vrei sfatul meu, ăla cu 5-3-2, ăsta e o formație bună care poate să mă închidă pe mine. Da. 5-3-2, bun. Dar vrei să fiu 5-3-2 da. Să fie atunci. Auzi, dar vreau pe ăla, mă, de la Bayern, că l-am ales și n-am jucat cu el. Pe Ribery? Celălalt, pe partea Robin. Cealaltă. Robin, da. Robin, ok. Eu ți-l pun, stai liniștit. O să dureze încă vreo 3-4-5 minute să facem echipele. Nu durează mult, stai liniștit. Și coduri, la mine, să faci coduri. Alexis foarte slab. Foarte, sunt de acord. Nici mie nu-mi place, sunt fan Arsenal, nu mi-a plăcut. Mi s-a părut foarte slab în meciul ăsta, nu a creat absolut nimic. Să-l încerc pe Usman. Se țipă mai tare în altă sală, nu e ok. De Gea, Mignolet, Lewandowski. Leva așa cum el, mai lentuț. A dat o boabă. Știu că ai destui fund, dar de fapt... Am zis că n-a făcut nimic, Alexis a dat golul 3. Pepe, uite-l. Eu zic că trebuie totuși felicitat în România, că e singurul om care și-a luat român în echipă, l-a luat pe Ștefan Radu. Da, corect. Și trebuie felicitat în primul rând, a început cu Ibrahimović, să nu ne ia nouă pe Ronaldo, pe Messi.
Și săracul nici măcar cu Ibrahimovic. L-au luat ei pe Ibrahimovic, da. Nici cu Ibrahimovic nu a reușit să joace. Acolo strategia era că poate prinde un șut. Și Ștefan Radu. Și Rakitic ăla nu mai Anderson. Păi da, îl pune pe bancă, crede-mă. Da? Crede-mă. Cu cine caut eu acum? Un mijlocaș. Cu cine să jucăm noi? Jucăm cu Dembele deja în echipă? Nu. Gata, asta a fost. Să trăiești. Să trăiești și acum să mă ajut și pe mine să-l găsesc pe Dembele. Cine crede că câștigă România meciul ăsta să țipe? Băi, hei, puțină încredere, vă rog. Hai că au fost vreo doi. Mai trebuie un fundaj, nu? Hai, Varan, unde e? Unde e băiatul? Ia uite, la 85 și gata, am terminat. În final. Can, Ture, Son, Werner, Dembele, Sanchez. La nouă, scoatem pe Mane. Scoatem pe Mane, băgăm pe Sanchez. Bro, nu cred că a schimbat for, nu, nu. Tu puteai să lași ce era când ai început. Dăm drumul? Bun, ce? X, nu? Baftă. Spor. O să, mâna, băieții, o să ai nevoie de super mult succes. E care va să zică groasă, eu prezic 3-0 Bromania. Dark Horse. Eu așa o văd. Nu o să intre nimic cu Ovi, o să aibă vreo 20 de bare. Și Bromania profită de ocazie. Eu așa. Sper o să nu. Și eu, n-am adică. Opa, acum asta albatru? Imediat vedem. O, ce grafică. Ești roșu. Roșu și cu 5 fundași. Boss, trebuie să înțelegi și tu. Boss, lasă că am văzut la început. Ți-a fost greu cu Călin, dar după aia ți-ai dat, drumul la joc, că jucă bine. A avut câteva faze gândite frumos. Deschis bine jocul. Să că deja a început. Și acum, dar îl văd. Bă, mi-a dat România două goluri, mi-a dat. Și meritate, nu l-am lăsat. Cred, sper. E un om bun în tine acolo, Călin, care, pe care îl activezi fără să-ți dai seama. No, share play stops in 5 minutes. Se întâmplă ceva groaznic în 5 minute. Se oprește share play în 5 minute. Producția să fiți pe fază. Oh, fii atent că ai avut dreptate. Două șuturi, două parade lui Neuer. Păi, vedeți? 3-0 România. Scor corect. Duceți-vă repede la Gobet. Mai salvează să... una? Nu. Nu o să-ți intre. O să-mi intre, zici? Eu sper să-mi intre măcar unul. Poate să-mi scrie deja numele pe trofeu, cum fac la Champions League. Oh, wow. Super pasă, dar nu cred că mai... Noi ne luptăm aici pentru un trofeu și pentru relevanță. Producția nu ne dă niciun ban. Urât din partea producției la o adică, Thomas, dar... Thomas Müller. Haide, Müller. Mamă, și tu ești cu fentele. A, ocazional. Bă, dar ce că și Ovi știe să joace FIFA, așa am auzit. Șut, gol. Eu apre... N-ați avut timp să puneți bilet. Nu puteți să dați vina pe mine. Dacă ați băgat la pariuri... Bale. După sfaturile lui Călinaccio... Încă mai e timp. E timp, dar nu de 3-0. Trebuie să se... Să arunce cineva cu brichetă ca să fie scor la masa verde și... Băi, stai mă, că egalează acum. Ia uite-l. Oh! Îți fac centrele astea pe jos. Ai dat dublu tap sau triple? Aia poate decât dublu. Au da, schimbat. Mai mult mi-a tremurat decât s-a apăsat. Mai vreau o dată de la distanță, mă lași? Nu. Încercat. Îmi plac foarte mult cum se duc șuturile la distanță în FIFA 18, dar cred nu prea se duc împotriva lui De Gea și lui Neuer. La o adică se duc prea bine uneori, dar... Bă, eu sunt de acord cu treaba asta. E frumos să vezi un meci cu multe goluri. E mult mai plăcut și pentru public decât să... Shareplay-ul se oprește în 3 minute, producția! E, pe lângă poartă. Din 6 șuturi am dat un gol. Eu ți-am zis că nu e meciul tău ăsta, dar... Foul. Nu? Nu vrea. E român. Nu că m-aș român, supăra că n-a dat foul. Müller.
În fine, Chad Müller, nu blocat. Ajunge mingea la Sanchez, cam repede. Da. Shoot leva. A, nu? No, no. E foarte dificil de marcat împotriva lui Neuer de la distanță. Nu e, nu vrea. Nu vrea, nu? Nu vrea, eu ți-am zis stai că nu secunde, vrea. Bro și Ovi, în două minute să punem pauză ca să dăm după aia restart la SharePlay, da? Da. Deci în două minute pauză la meci. Acum? Pauză de un minut. Nu, în două minute. În două minute. Două minute. Da, să ne anunțați, vă rog. A, în două minute. În două minute, da, nici eu n-am. Atacul mă așteptam să fie mai bun al meu. În afară de Bale, da, hai că merge și Leva. Hai un finesc. Și ololo! Hai să punem pauză acum, da? Ce-a fost asta? Ce gol! Hai să punem pauză acum. Pauză acum. Să dăm drumul la SharePlay. Sunt foarte bune. Deci pauză, 2 minute, 3 minute și revenim. Pentru cei care sunteți pe stream, lăsați un comentariu. L-a oprit totul? S-a dat? Nu s-a dat camera pe noi. Poți să ieși din SharePlay și să intri iar, gen. M-a surprins Speedy, mă, foarte bun pe apărare. Și când te gândești că el joacă de pe tastatură. Share, am impresia. Producția! Teo nu se pricepe și organizator. Chiar așa am ajuns. Chiar așa am ajuns. Ce bă, eu sunt aici să-ți fac... Nu, eu sunt invitat. Eu sunt aici să stau pe canapea. Eu nu mă pricep, man. Nu știu, chiar nu știu. Producția! Să n-apeși pe triunfă. A, da, aici, da, true, aici, da, într-adevăr. Go to party screen, du-te la party screen. Așa, bravo, dă share play, dă-i stop share play. Andrei, știi tu, mă? Așa, bravo. Și acum dă-i start share play din nou. Încurajați-l pe Teo care are nevoie, că nu se pricepe. Dai blat, au băgat codul. Bro, ești sigur că vrei pasta? De ce? Ah, ok. Ah, pasta la nave, pe fără. Așa, așa. Merge, până la urmă? Stai că trebuie să ne zică producția. Ok. Teo cel real. Nu e Teo cel fals, e supărată, e supărată prietena pe mine și am profitat aici de bromania să fac o poză, să o fac. E bine? Producția! Gata, avem o oră. Auzi, mă, dar ai plecat cu controller? Stai că e la... Acum... Ah, merge? Aia e, cred. Cu plăcere! A, gata, este! De la zero, da? Ce s-a întâmplat cu firul? Ah, da, eu... Asta nu merge, al meu, nu cred. Ia vezi. Să mor eu, da, sunt de toate okay? Aici. Sunt și entertainer, mă și joc, sunt și producția. Vreau bani, vă rog eu frumos. Adevărat, vedeți? Oleu. Bă, dar parcă ai mai mulți, sigur n-ai mai mulți? Sau ai doar... Dacă ai 5 fundași e greu după aia să mai construiești cu ei. Ba? Speedy, vezi că nu o să ai meci ușor. Nu o să ai pentru că ușor a început să se prindă de joacă. Ce pasă bună a văzut, păcat. E golul Ovi ăsta, așa-l simt în urină. Aoleu! Greu cu 15.000 acolo pe apărare. Foarte bine se apără România. Aha, foarte bine. Dacă era în cealaltă grupă cu Teo, sunt sigur că îl bătea pe Teo. Că Teo nu știe FIFA. Bă, dar nu, zici că e de la prea mulți fundași de nu poți să construiezi nimic, nu? Da. Opa! N-a fost să fie... Plusuri și minusuri la fiecare deci, formație. Deci, oameni buni, fiți atenți. Te ajută în momentul ăsta, în meciul meu cu România, era 3-0, asta înseamnă că sunt mai bun ca Ovi.
Evident. E turneul meu. Mulțumesc frumos. Nici nu mai trebuie să vă uitați, e turneul meu. Mâine, vedeți, am ridicat cupa, e ok. Bine, mă, Varan, mă, frumos acolo, dar m-am oprit. Hai, Călin, că ai zis că o să comentezi meciul. Bine, ok. Ștefan Radu cu o pasă okay. filtrantă care ajunge la... Îl vede pe Griezmann acolo, o Marchisio, o Marchisio încearcă să treacă de Matici, dar nu reușește. Aurier, Müller, Gareth Bale, mare contraatac. Lewandowski, Bale, Sanchez, care e campion... Nu mai vede. Nu mai vede. Nu mai vede. Nu mai vede. Asta a fost momentul când Sanchez nu mai vede scoate-l echipa. Scoate-l și bagă-l pe Dembele sau ce. Nu mai vede echipa niciodată, Sanchez. După ce că e ligioană mică, stai două secunde, decât pe ăsta, scot, nu o fac eu alte schimbări, dar am o boală pe ăsta, gata. A intrat la indezirabil. E păcat. Dar vrei să ieși sau vrei să faci schimbări? Sunt câțiva jucători pe FIFA care sunt foarte buni în realitate, dar ei nu sunt capabili să-i facă buni în FIFA, știi? Gen Messi. Adică ai văzut tu șutul, ăla-i șutul la distanță? Și nu poți să zici că e vina mea, că am dat... Începe repriza a doua, incendiar. Vrem atmosferă. Atmosfera incendiară pe Emirates. Bă, dar eu nu joc, de ce țipați pentru mine? Hop. Frumos. Foarte frumos. Păcat de pasă. Dembele. Ia Dembele. Usman Dembele. A, de ce ai te-ai calicit? Am zis să fac și o schemă de... Te-ai calicit. Ribery e bătrân rău de tot. Bă, Oviță a câștigat, cred că o să câștig și meciul ăsta, dar nu prea am jucat mare brânză. Opa, Leva. Te pup, bro, abia aștept să ne vedem, ca să zicem așa. E asta a fost 3-0, e schema lui, scor de neprezentare. Șutul ăsta plasat e schema la tine ca lumea. Da, da, pe asta joc foarte mult. Șutul de la distanță și tu ăsta plasat, îmi plac mult. Păi Speedy, mai crezi în șansele tale de calificare? Poftim? Mai crezi în șansele tale de calificare? O să vedem meciul. Trebuie să mă bați pe mine. Să te învingă pe eu tine, eu nu cred în șansele tale de calificare, sincer. Vedem. Nu știi niciodată când poți să ai ghinion. Eu știu, e turneul meu, știu. Am vorbit, m-am dus la vrăjitoare, mi-au citit în palmă, au zis, o să câștigi ceva zilele astea. Cred că se refereau la turneu. Cred că se referea la primul meci, poate. Mulor, dăm și noi de la distanță ceva? Călin, o să fie greu. Știu, și mulțimea este în deli... Prea tare, am zis că e prea tare, de când am încărcat butonul. Da, îmi place foarte mult strada de distanță. Foarte, foarte mult. Se duc frumos șuturile. Romania, măcar un gol de onoare. Ne dorim N-am și noi. N-am avut un șut pe poartă, frate, nu gol de onoare. Vreau bună șut, centrare. Vreau un șut pe poartă de onoare. Apără noi, în sfârșit. Parcă vedem și noi de ce îl cheamă Manuel Neuer. În sfârșit, stai că un atac de onoare vreau. Mare Rabona, mare scoop turn, mare hocus pocus, mare sunt pasă. Sunt legale astea, mă, sau sunt coduri? Gol. Mamă, ce bine se apără. Da, da. Chiellini acolo. Se apără bine. Sunt 15 mamă. Oameni în careu. Producția, Romania are mai mulți oameni pe teren decât ar trebui să aibă. Lasă că e de la... E în contract. Sunt curios dacă o să avem vreun gol cu capul în acest turnament. Toate au fost date, băi, cu cap. Bravo. Oh, m-a prins. Dar cine l-a? Da, hai cu Iisus, cine? Iisus e al tău. S-a băgat Danny Rose, sau D-Rose. Hai mă, fugi. E golul lui România asta. Bă, dar ai tăi, n-au de rog, mă, moralul mai jos. Să scape și bine ceva. Se duce din bilet. Iar vreau să dau de la distanță, nu știu, îmi pare rău. Place prea mult strike la distanță. Nu contează. Mamă, ce bă, rapid. Dar parcă-s mai rapid. Ăla e rapid, ăla chiar e, dar e offside aici. Leva nu vrea, nu vrea. 3-0, ăsta e scor final. V-am zis 3-0, scor final. Sunt fericit. Nu contează. Ba nu. O să fie 3-0 taci. Pentru mine, vedeți voi. Iau controllerul. Tăceți, vă omor. Oh. Daniel Vish declanșează contraatacul ca în zilele lui bune la Sevilla. Jesus Christ. Mare pasă la Marchisio, oh. Păcat, păcat. N-am văzut niciun penalt. Dar un controller e conectat prin SharePlay la consolă? Un controller nu e de la consola asta, e conectat prin SharePlay sau cum? Nu cred, nu, e de la consolă, e conectat în consolă. Să trăiască Manu Neuer. 1000 de ani. Da. Doamne, ce bine că ți l-ai luat și nu ți l-a luat altcineva. Păi,
măcar acolo mai tem din pierderi. Hai Dembele. Sunt entuziasmat să văd meciul între Ovi și Călin. Că unul e pe... Urmează mare meci mare. Da, e un meci foarte... un derby, aș spune. Bine, nu, de fapt Ovi cu mine termină grupa, din câte știu eu, urmează eu cu Speedy. Din ce cred eu, se decide câștigătorul turneului în meciul ăla. E și Teo și X-Breaker în cealaltă grupă, care e jucător foarte bun. Greu de zis. Bale, n-a fost să fie, apără Noer. 3-0 scor final, v-am zis. Aveți mă încredere în mine. Încă mai e timp. Hai mă. Oh. Bă, m-am luat amețeala, frate. Suntem prea aproape de televizorul ăsta. Pentru ce scheme faci? Offside clar. Offside, offside. N-a fost. Nu mai aveți încredere în mine. N-am vrut să fac chestia asta, deci chiar n-am vrut să fac blat, chestia asta. E blat, e blat. Producția e blat. Ieși, ia-i picioarele. Ar trebui să bagi oameni încă mai des. Încă 4 minute. Da, mai iese mai bine oameni care... Întoarce oare Promania? Nu. Răspunsul e nu. Mai încercăm una, asta e. Deși nu intră, e prea mare distanță. Mare rebound, mare pasă, mare centrare, mare gol. Fiți atenți. Îl știu pe Ovi. A, n-a centrat. No. Mulți. 2 minute de prelungire. Este șansa ta, România. Oh, pe lângă poartă. Aproape, e văd. Și cred că e ultima degajare din match. Sau a fost pasă. Asta a fost. Merci. Cine urmează? Urmează eu versus Speedy. Ok. Avem Călinaccio cu Speedy acum. Am înțeles. Ce? Producția în continuare se care va să zică pișă pe noi, pentru că mai frumos nu poți să spui. Și trebuie să jucăm meci de care va să zică 4 minute. 4 minute. Da. Cică, suntem în urmă, cică. Păi e vina mea că suntem în urmă. Hai să mergem prelungiri și la penaltiuri. Da, da. Stai să dai seama controllerul că... Aoleu, asta e că e custom. Asta că nu e ok. Schimbat. Gata, gata. Deci orice ai face, n-apeși pe triunghi. Orice ai face. Gata. Apăs eu acum. Tu ești Arsenal, ești bine. Ținând cont că ții cu Arsenal, cred că ar fi onorabil să mă lasă, știi? Ținând cont că vreau banii promiși de la producție, dacă câștig. Așa. Ok, 4 minute de priză, să fie clar. Și trebuie să ne grăbim să ne facem și echipele. Ok, ok. Eu o să mă mișc super repede. Ce să-mi iau bătaie? Vedeți-vă mă de treabă, că nu știu ce... Da, e blană, da, da. A, da, așa da, poate. Sunt pregătit, man. Sunt jucător, nu știu. Anu Bellerin, Bellerin, să nu uităm vreodată de Bellerin. Zila, Chiro, Mertens. E bine-s, e bine-s. Eu sunt așa repede terminat. Da, frate. E greu, greu, să-mi iau rezervele pe aici. Mai repede, man, că suntem în delay. Mamă, joci 4-2-3-1 cu mine. Vezi că Wenger a trecut la 5 fundași. De ce nu joci și după el? Dacă-l vezi pe Walker pe aici, anunța. Puțin cam incapabil, Speedy. Pe controller, da. Ready? Ready. 4 minute ai ales? Ok. Yes. World class, clear, tail. Yes. Care va să zică baftă. Baftă. Care va să zică vreo 3-0, eu scor corect. Fiți atenți. Pe cine e în atac?
Eu am Higuain, Dybala, Martial. Am înțeles. Mare trident. Strength, Higuain, rip, fundașii mei. Ok. Hai să vedem. Să nu mă iei tare, te rog, că eu nu știu să joc. Gata, frate, încep. Ce vrăjeală are și Călin, să nu mă iei tare. Și el abia așteaptă să dea primul gol, la prima atingere. Niciun caz. Foarte frumoasă fază. Tu erai ales, cum să ratezi chiar tu? Ai avut-o la început cu atacantul central să dai finish shot și n-ai dat. Trebuia să fi dat de atunci. Am Luis, bine. Stai puțin, stai o secundă. Da, ce poartă pas. E destul de bun, ia uite. N-am jucat eu chiar așa de prost. Ce? Bă, cu Călina a avut deja 3 ocazii de gol în 7 minute. Păi nu, că Speedy e. Speedy a avut ocazii de gol. Nu eu? Da, eu ce am zis? A, mi se pare că ai zis Călin. Nu. Sunt cu tine în meci. Făceam o comparație cu meciul meu. Da, uite. Se vede. Aici ai problemă pe apărare un pic, oare? Am încercat. Este corner. Oh. Era să iau gol cu capul. Luiz. Cred că prinde mingea. Ba nu, dai autul meu. Ha. Am pasat prost. Nu trebuie să iau meciul ăsta de sus. E vorba de Speedy totuși. E un jucător chiar bun. Asta e grupa de foc. Da, într-adevăr. Foarte bun jucător Speedy, pe bune. Să nu-i spui secretul, Ovi, la modul care m-a... Poftim? Să nu-i spui secretul cum mă apăr, te-ai prins, dar te-ai prins târziu. Fii cu minte că nu zi nimica, spune după. Nu, nu trișăm. Roșu, Paul, roșu, 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 nici măcar galben, așa. Am voie acum că ai bătut lovitura liberă, să zic, să nu mai bagi niciodată lovitura liberă direct așa. Cum a sărit la tine acolo? Cheamă jucătorul aproape, altfel pur și simplu irosești tu posesie. Felipe Luiz, Martial, 92 pace, s-a dus omul meu. Se întoarce în centru, cu bărba spin. Și după aia începe așa, ca la handball-o consecutivă, să deschidă meciul. Deschidă mijlocul. Nu. Am încredere. Ah, s-a vrut centrare, dar n-a fost să fie out. 0-0, mergi foarte disputat. Am numărat, dacă nu mă înșel, 3 ocazii la Speedy și una la Călin din corner, o viitoare de cap foarte periculoasă. Se pare că a echilibrat jocul Călin. Taolo, se apără foarte bine Speedy. Messi la balon. No, cât de lung are jucătorul tău piciorul? Acolo ai încercat să dai pasă simplă sau printre? Ai gata, nu te mai țin de vorbă, Speedy, după aia... Frumos! Nici vorbă! Afară! Ai, oh, ce gol frumos! O zil, okay. Bănuiesc, nu? Că e cel mai bun jucător din echipa mea? Nu, nu e o zil, e numărul 14, n-are cum să fie o zil. O să o prefac pe o zil. Ai crezut că a dat o zil? Bravo! No, apare Mertens, e un bug, o zil am scris acest gol. Speedy! Nu stați liniștiți, e minutul, stai că e 4 minute repriza, auci, ok, am înțeles. Ah, bă, nu intră nicio pasă, vezi-ți de treaba ta. N-am vrut cu ăla, dar, ok. Nu așa. Nu. Nu stau jucătorii mei. Mi-a căzut echipa asta, e mult. Frumos fake dragback. Foarte frumoasă faza asta. N-are cumva viteză. Foarte frumoasă. Și s-a dus. M-am dus în sus. Păcate, Aguero e genul de jucător care are viteză, dar nu destulă. E genul, te păcălește că el ar fi foarte rapid, în schimb, prin fundașii din urmă. Cumva că nu mă înșel, are pe la 88 pace. Adică nu poți să-l compari cu un Bale, Mane, Martial. Te așteptai să mă duc în sus, nu? Da. Bine.
Bă, nu contează la ce mă aștept, contează că mi-ai dat gol și trebuie să te egalezi neapărat. Schimbări. Posibil să avem o grupă foarte complicată în cazul în care Speedy câștigă și îl bate și pe Bro, se va duce cu... Nu neapărat, pentru că dacă mă va bădea Călin pe mine, facem toți 3-6 puncte. Am încredere. Și nu știu care sunt regulile la 6 puncte, cine zice mai departe. Am încredere. Se ia cu la veraj, nu cred, doar între meciurile jucate. Am încredere în tine, Oviță. Gândogan, crezi că revine Gândogan? Am încredere în tine, Oviță. Meciul direct, după care golaverajul. Poate ne confirmă organizatorii în cazul... Meciul direct, după care golaverajul. Golaverajul între cine? Meciul direct. Meciul direct, după care golaverajul total. Goluri marcate, goluri primite. Penalti, mă! Scuze, dar n-am auzit. Ar trebui să fie golaverajul între cei trei care sunt cu 6 puncte. Dar și noi pe centru? Poate. De obicei așa e la turneu. Aoleu! Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă! Tot așa. Dar tu ai degetul la strâmb? Tot așa. Ce? Îl ai strâmb degetul? E bine. Ce vă pasă? E bine. E bine, am încredere. L-am băgat pe Gundogan și chiar dacă n-a contribuit la faza aia... A fost de moral toată mișcarea asta. Știi? Exact. Rip! Acum, oricum, dacă o să joc cu Călin, nu știu dacă am voie să câștig, că după aia mă ia poliția YouTube-ului și nu vreau să intru în gura poliției. Hai, Messi. Se duce Messi? L-a prins. Salut, salut, l-a prins David. Unde te mai Messi, duci? Stop, stop. Apară, mă, bine, mă. Am dat în spate mai târziu. E greu când chestia asta e rotundă și nu e ca un singur S de apăsat. E dificil, chiar e dificil. L-am văzut pe Alaba când s-a dus, dar n-am avut ce să fac. Se apără foarte bine. Da, dar și mie mi s-a părut. E greu de deschis. Na, și mă prinde pe contra. Nu m-a prins, bine. Dacă l-are pe Ozil. Păcat de tine, mă băiatule, mă. Păcat de tine, mă băiatule, cu Ozil acolo. Păcat de tine. Corne, e bine. Presim că acest corner va fi gol, cu capul chiar. Să fie primit. Hai că am scăpat. De la acest corner voiam să spun. Ce? Mos aici? Eram pe și probabil, e Bai, altfel ar fi fost gol. E Bai. Pogba, cream că e Pogba, l-am văzut mare și negru și am zis că e Pogba. Ăsta e Pogba. Mos, cu pasă? No. Ta. A pus Gundogan bine acolo piciorul. Oh, a scăpat Speedy în contra-ata periculos. S-a încurcat cu Agüero acolo. Agüero, Agüero, Agüero! Dacă lăsa și Agüero mingea colegului său, era ok. Hai, Messi. Mamă, frate, cât de greu e. Nu mă așteptam, Gundogan. Nu-mi greșești acolo, Gundogan, am încredere. Așa. Sunt cu tine pe scenă, n-ai voie să-mi greșești. O viță cu o pasă care deschide apărarea acolo? Da, s-a vrut acolo ceva. Preluarea Gheru și noi. Că încerci, îl observ pe Speedy că se grăbește să iasă pe contraatac, deși 4-2-3-1 nu e neapărat o formație de contraatac. Da, știu. A jucat mult mai bine când a încercat să schimbe, să țină posesia mingei. Dacă are puțină răbdare și construiește mai încet, posibil să aibă șanse de reușite mai mari. Alex, la un turneu, mă. Oh. Ai cam dat-o pe de game. FIFA. Hai, Marțial. Hai, Marțial, tu ești. 92 pace. Antoni. Trebuie. Antoni. Centrare. Și e bună. Ia să vedem. Ah, no, ce greșeală. Mă comandă, bă. Ai încercat să faci standing fake shot? Fake shot, da. Piticii mei mai greu la cap. Păi da, după cum arăta meciul, un rezultat de egalitate, un rezultat bine, echitabil, după părerea mea, dar să nu vorbim prea devreme, pentru că mai avem timp să mai vedem gol sau goluri. Mertens acum?
a luat pasa târziu, Aguero, blocat în ultima secundă, a fost Bahia acolo, dacă nu mă înșel. E corner, nu prea e bine, nu prea am surâde. A dat cu Özil. Nu, nu. Îl avea pe Aguero la scurt, nu o să-ți dea ăla cu capul niciodată. Mertens, poate. O pasă periculoasă. Penalti! Nu. A fost penalti acolo. Penalti, a fost exact aceeași fază. Da, nedrept aici, nedrept pentru Speedy. Fără de ștecă! Bine, mă! Am avut încredere din nou în Özil. Foarte nedrept pentru Speedy acolo, după părerea mea, a fost penalti. Oricum, meci frumos, bravo, băieți. 1-1. Nu prea e bine. Nu prea e bine. Tu când ai dat 7-2, nu? Ce? Ai dat lui Bro 7-2. Da. Nu prea e ok. Dacă Speedy îl bate pe Promania, trebuie să-l bat pe Ovi. Da. Ovi, am încredere cine de tine. Acolo? Ce? Joc cu tine. Noi, da, hai. Sau de fapt, nu, stai că Speedy a pierdut. Ai un punct. Un punct. Și eu am 4. A, e ok, egal. O să fac și eu 4 acum. Egal. Resta aici, ok. O să faci 4, în care... Călin, în cazul în care urmează eu câștig cu tine, e gol averaj între voi doi. Ce? În cazul în care eu câștig cu tine și el bate pe Bro, e gol averaj între voi doi. A, dar averaj? Tu ai nevoie, păi da, pentru că face el 4 puncte. Să lăsăm okay, scenariile pentru gata, s-a terminat, sfârșit. Suntem finaliști, am câștigat cupa, care v-a să zic. O vei de... 4-0 vreau. Susținere pentru Călin. Hai să vedem câtă lume îl susține pe Călin. Mi se pare normal. Bă, vedeți? Bă, vedeți? Bă, bani! Producția, bani! Vă aduc oameni! Producția! Nu, cum să nu, cum să nu? Te faci tu echipa, Ove? Venim cu valiza, da? Vrei să te ajut, sigur. Și ăsta vă aduce bani, da? Ia, bro, mania! Hai, toată lumea! Lească! Care este echipa ta din... West Brom. Formație ceva? Tot așa cu 5 fundași? Ce preferi? Nu, 4-3-3 jucăm. 4-3-3. Hai, fii tu ești. România, Speedy. Dacă îl ții la egal, tu ești. Eu discutăm. Deci putem să ajungem la acorduri. Dă mare clasă dacă îl ții la egal. Bagă și tu 9 fundași. E voie cu custom formation, producția? Park nu e bus. Voie, producția a răspuns. Bă, dar tu ești așa ascuns și aici. Tu ai terminat deja, aveai deja în... Nu, o gândesc, dar stai puțin, că nu știu cum se zic. Totul o să termine înaintea mea oricum, că și eu mă super ascuns. Mie, eu îmi simt pulsul, e tensionat, rău de tot. L-ai luat puțin de sus pe Speedy. A avut ocazii foarte mari la început și el eu joacă foarte bine. Eu după ce s-a terminat meciul, credeam că sunt la egalitate de puncte cu el și m-a speriat rău de tot. Dar mi-am dat seama că are un punct că l-ai bătut. Ești cam la egalitate de puncte. Dacă el îl bate pe Bro. Ești la egalitate de puncte. Uite ce zice Ovi de tine. Ce-o zis? Dacă îl bate. Zice Ovi de tine că îți dă bătaie. Eu nu cred. Băi, eu nu cred. Ovi se bazează producția, și pe niște statistici, adică nu vorbește. Pentru Romania. Poftim? Așa, pe sub canapea să joc eu pentru Romania. Că mă interesează rezultatul la meci. Dacă vrea Romania, puteți să jucați împreună. Găline, dar am observat că îți place să zici producția. Îți place foarte mult cuvântul ăsta să-l folosești așa. Da, aici e regia, de fapt, dar nu contează. Tot cu Jesus, da? Avem altă variantă în afară de Jesus? Nu-ți place? Avem cum să nu uite, l-avem pe Ribery. Vrei să joci așa ca Bayern, nu? Ribery și Robben? Așa arată bine, da. Bun, Griezmann atacant. Philip, stai să scoți și pe ăsta. Așa aproape gata echipa. Și mai avem un mijlocaș. Matuidi, sănătate și virtute. Și mai e Dani Alves. Dacă îl vedeți, faceți-i cu mâna. Da, e bine. Să-l băgăm în echipă. Ăla Rakitic, l-am luat degeaba? Că nu l-ați băgat niciodată. Nu vă place? Păi nu prea e de jucat cu el. Nu e? Nu prea. Nu joacă la Real? Nu e Barça. Ba da, dar nu în FIFA. Ah. La Barça joacă, dar nu în FIFA nu. Gata, domnule. Uite echipa. Mulțumesc. Baftă să aveți amândoi. Mulțumim. Baftă. Spor. Sper să-ți alunece mâna pe controller. Wow. Nici măcar nu fumez. Nu fumați, copii. Mai ține minte cum a jucat atunci Chelsea cu Barcelona prin 2011? Diferența a fost, Călin, 7-2 sau da. 6-2? 7-2, 7-2. Am gol averaj plus 5. El și are minus 2. Minus 3. Și tu o să treci pe... Calificare! Și o să mai scadă din 5 după ce joci cu Ovi. Nu e adevărat. Nu? Depinde, da. Nu. Eu îmi bag 9 fundași și îmi fac custom formation. X?
Nu, start, start, start. Desigur. E option, option să stau. Perfect, a fost greșeală. Bă, îl duc la manet. Producția! Am voie să duc trofeul la manet? Dacă îl câștigi, bineînțeles, de ce nu? Păi normal că îl câștig. Păi vrei să ți-l dăm ție deja? Vezi că e în backstage. Vrei să-l aduci pe scenă, de fapt? Crezi că mă deplasez eu până acolo? Chiomu, îmi trimit eu omul. Du-te și eu și aduc cu patru, mersi. Ce diferență între primul meci jucat de România și... A început mult mai bine. Oh, no! Superbă fază! A păcat! Ribery... Picioare mici. Speedy nu poate. Speedy e cea mai mare presiune din viața lui de YouTuber. E evident, continua. N-are ce să facă, o să termine 0-0, nu dă gol. Fiți atenți! Poftim? Nimic? Ai auzit ce am zis? N-am auzit ce am zis. Ai auzit ce am zis? Offside. Frumos! Oh! Oh, 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 am crezut că o să ia fața să dea cu capul. Speedy, dacă îmi permiți un sfat, joci tot 4-2-3-1? Da. Și ai nevoie de multe goluri? Schimbă, da, frate, formația aia. No, e ok. Bine! Joacă cum vrei tu. Dar nu o să ai șanse, nicio șansă la calificare acum cu 4-2-3-1 ăsta, da, împotriva, da, lui Bro. Apollo 69. Achero. Tot așa, Manuel Neuer, tot așa. Așa vreau. Hai că... Ai vrut să dai pe What? Far? Ce e acolo, mă? Penalti, 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 nu pot să cred așa ceva. E bine, a dat faul la portar, a dat faul la portar. N-am înțeles nimic. Băi, de ce îi dai, mă, lui tot nu-i dai sfaturi, pe bune? Și ție. Ovi îi dă sfaturi, Ovi dai, dă sfaturi, dar mi se pare, mi se, pentru că... Mi se pare absolut o greșeală enormă să ai nevoie să dai goluri și tu să joci, da, cu o formație care e defensivă. E evident, Ovi îi dă sfaturi lui Speedy pentru că e frică de mine în finală. Călinașo, dă și tu aici nu sfaturi. Nu, ți-aș fi dacă... dat și ție, nu, pentru că nu suport să văd lucruri greșite în joc. Niște decizii de-astea radical greșite. Păi da, nu, dacă chiar vrei să dai goluri, trebuie să schimbi formația. Sau poate nu, offside. Sau poate da. Nu vrei să dai goluri. De ce dau pe centru? Neuer, te iubesc. Te iubesc. Pauză pe ăsta? Pe ăsta, options, da. Ok. Dar așteaptă să ieși tu mingea, da, așa. Nu pot să controlez jucătorii? Scuze. Da, s-a blocat ceva? N-am echipă, nu pot să controlez pe nimeni. Nu pot să... Ba da, eu acum, se mișcă, gata. Gata, vreau să dai goluri. Cred că ai apăsat pe touchpad-ul ăla care te trimite la portar. S-ar putea. Destul de ciudat. Happy New Year! Nu? Frumos, foarte frumos! Nu pot să cred. Scuze, trebuie să schimb formația. Să bag și eu niște capale pe aici. Joacă și tu un 4-3-1-2, îți trebuie doi atacanți. Și tu vrei să te aperi 4-2-3-1. Even further beyond. Uite-te, uite-te el cum joacă, frumos, ofensiv și tu. E groasă rău treaba. 3-4-3. Mamă. Mama mea, ce e acolo? Mamă, 3-4-3, el e genul omul opuselor, așa, știi? Va defensiv, ba all-in. Deci fii atent, tu poți să-l iei acum. Se vede că își dorește... Te duci pe benzi, centrezi și e golul tău. Așa Galin? O să fie mereu. Se vede că își dorește foarte mult să se califice din grup. Nu o să se califice, asta e. Ne pare rău. Ai avut 6 minute repriză, să nu... Fii atent, fii atent. Aici... Fii atent. Călin, aici nu prea e corect. Nu, am avut 5 minute, nu 6. Da, da, tu ai avut 5 minute, el 4 minute. Și ne pare rău, mulțumim că ai venit. Să participi contează. Doar eu am venit să câștig, restul au venit să distreze. Te-ai schimbat la față, când ai ajuns. Ok, scuze de... Ready. Hai, scuze. Back? Back, scuze. Yes. Pe cine l-ai băgat? Pe... În final vedem și noi un gol, Speedy? Încerc. Tu vorbești de gol la Ferrazza, tu nici măcar n-ai deschis scorul nu încă. Nu pot trage ca lumea pe prostie. Dacă asta. Tragi cu Filipe Luiz... Pe lângă poartă... Da. Dumnezeu este cu mine.
Nu. Apără Manuel Neuer. Dacă tragi la scurt. Normal. Poate în final vedem gol? În final 1-0. Dar ești conștient că la scorul ăsta eu nu am nicio șansă să-i dau lui Călin 8-0. Astea sau că trebuie să-i dau ca să te califici. Adică... Nu înțeleg la care te respect. Îți dau niște pastile și vedem după. Bă, dacă se termină așa, eu nu sunt deranjat. Zil. Nu e voie. Asta e. Acolo. A fugit Aguero. Ce se întâmplă? Aplauze pentru România că se apără bine și rămân în concurs. Așa. De ce șutezi cu omul? Ăla-i pe bune pe Theo Walcott? L-am băgat de doară. Aguero. 2-0. Prima, astea zici? Astea două? Ce bro, te-a jucat ceva? Nu, la ziceam control? Un prieten că ca să mai chem pe unul când pula mea nu... Ca să chem jucătorul al doilea? Da, gen când ești supra-atacat. Pe cât e Călin second man press pe Classic? Pe, pentru că eu nu joc Classic. Ăla de sus din dreapta. Ăla de sus dreapta din sus. Păi nu ăla leg? Da. Și chem al doilea jucător. Și faci presiune cu doi. Dar nu e bine. Nu-ți recomand pentru că îi lași spații și-ți dă gol. Dacă joci așa... Nu faci asta. Hai că e safe. Dar pe prins Messi. Messi probabil o pasă, ar fi mers o pasă în centru dacă centrează acum, știu câte opțiuni are. Messi încă ține de minge. De ce am dat pasă? Ai dat pasă exact când am plecat ai tăi. Da, exact, am văzut că am așteptat și până am dat pasă. Aha. Felipe Luis, Cante acum. Aguero. Nu. Aguero, golul 3. Ușor, foarte simplu, joacă Speedy pe atac, se întoarce cu mingea, are niște jucători foarte rapizi, foarte agili. Eu nu pot juca, nu pot juca cu și Călinaciu s-a schimbat un pic la față. Bă, bine, tot trebuie să-mi dai 5 goluri dacă rămâne scorul ăsta. Oh, no. Stai că pe formația asta centrările sunt aproape gol. Sau nu. Aveți, Călin, amândoi când am început meciul cu Speedy, eu recunosc, știam că joacă ok, dar nu știam că joacă atât de bine nu, și l-am luat puțin de nu, sus. Doamne, nu! Nu! 4-0. Sorry. E blat! Producția! Producția e blat! Și gândește că e pe 4 minute repriza, nu pe 5. Bine, și el a avut un dezavantaj, că n-a știut că trebuie să dea multe goluri. Poftim? Aici trebuie să recunosc. Și el? Un dezavantaj, că n-a știut. Bravo, mă bucur că ești fer. Bravo. Bun. Gol! Îi place foarte mult să joace cu centrările astea rapide pe jos. Foarte mult am văzut că le încerci. Jesus, ți-am zis? Tot Jesus. Hai că mai avem un singur meci din grupa, prima grupă a youtuberilor. O să fie imediat Călinaciu cu Ovi. Încă puțin bro și Speedy. Noi. Și foarte scurt timp. După ce terminăm prima grupă, o să vin aici, o să fie Colo versus 50 pe CSGO. Să rămâneți aici în sală, o să joace Colo după cupa youtuberilor, o să joace Colo împotriva 50 de oameni de aici din public, da? Să rămâneți aici pe fază. Și e 5-4-1. A mai pierdut Speedy din avântul acela care câștigase. Marca gol după gol. Nu mai se mișcă jucătorii la fine. Și acum Bro joacă foarte bine. Dacă vrei puțin mai repede era gol. 6-7. Două goluri noi, bro. Nu primite, bro. Vezi că ăsta ar putea să mai primești. Știe și Romania. Pasă gol! Hop!
4-3-3, dar n-am jucător în față. 3-4-4. Unde e FIFA pe ecran, producție? Producția! Adică nu mi-au văzut golul? Așa Messi. Am ajuns! Ce a fost preluarea aia de 99 dribbling? Se pare că suntem atât de simpatici încât nu mai avem loc de meci. Sunt camerele pe mine. Ceva nu. Aguero! O să producția! Aguero! Aici, te-ai aici. Băgat aici. Foarte prost acolo! Oh. Bine, foarte Manuel Neuer! Un jucător de-al meu e mort. Se retrage Walcott acolo, cu degeaba Robert câștigă. Probabil centrare iar dublă, vedem din prima. Oh, Andanovic! A fost un șut fără putere, fără forță să-l învingă pe Andanovic. Ce pas a văzut! Dacă prinde... 84. A contat foarte mult golul care l-ai dat. Nu s-a mai mișcat echipa mea la fel. Ai văzut ce important este moralul și mi se pare incorrect din partea celor de la ei să nu-l arate. Știu că în FIFA 11 era în stânga sus, sub rezultat și scor, aveai și 3 liniuțe cu moralul. Acum poate un gol? Bine, Neuer! De ce mă duc așa? Așa te vrea, omul meu. Bine, Neuer! Mă salvează. Salvatorul vieții mele. Frumos, Ozil. Dacă ai trage și tu cu stângul Ozil când ai mingea pe stângul. De ce l-ai ales pe... România, fugi, fugi, fugi. Se duce. Fugi. Griezmann. Shoot. Griezmann. Griezmann. Nu fluiera acum, mai lasă un atac. Hai că lasă atacul tău. Oare mai are timp de un atac cu Aguero? Nu știu ce a vrut să fac. Messi, Messi! Dacă centrezi așa, nu o să dai gol cu... Nu știu că se centrează în FIFA. La ei de obicei merg centrele la scurt. Și dacă l-ai pe Aguero la scurt, mai bine mai centrezi. Domn arbitru! What the fuck? Bravo! Zero gol averaj. Felicitări, deci... băieți! Frumos Ovi... meci! Să-i mulțumim! Să-i mulțumim lui Dumnezeu! Ovi trebuie să-mi dea 5-0 ca să nu mă calific. Poftim! Opa, așa! Bă, Ovi, fii atent! Fii atent! Facem egal? Ia zi, facem egal? Fii atent, facem egal? Ce? Facem egal? Nu în public, după. Ah, ok, înțeleg. După. Avem și un anunț urgent. Ionescu Alexandru să se ducă la PC Coolers. Deci la stand. Ionescu Alexandru la PC Coolers, da? Ionescu Alexandru e aici? A crezut că ai Ungaria, frate. Da, Italia. La PC Coolers. A crezut că aveai Ungaria. Avem Călinacio cu Obi. Vreau masaj și va Obi orice. Hai, care spani, care e mai tare? Ia. Hai să strigăm mai întâi pentru Obi. Ia. Cum așa? Sau așa? Hai pentru Obi cineva? Joc alb. Joc alb. Și acum pentru Călinacio. Datorat. Și să-ți faci și controlele, după că nu l-ai făcut. Este ultimul meci al grupei, imediat după o să avem Colo versus 50 la Qatar. Deci CSGO Colo o să joace împotriva 50 de oameni, să alege de aici din public, așa că să nu plecați. Son, mă, ce mai face sonul ăsta? O mai fi bun acum în FIFA 18? 5 stele la Wakefoot, promițător, dar nu l-am testat încă. De fapt, nu l-am testat încă. Zici că e la jocul lansat de 5 luni și nu am jucat eu cu un jucător. Eu am încredere în Ter Stegen mai mult decât am încredere în Peter Cech. Poftim? Am încredere în Ter Stegen mai mult decât am încredere în Peter Cech. Pe jocul ăsta mi se pare mai pope. Hai, o să-l încercăm pe Son. Hai să-l încercăm. Nu prea are strength, dar îi dăm un mic test. Matice pe aici pe undeva. Bă, eu nu trebuie să-mi iau 5. Băi, nu știu, frate, cum îți termin tu echipa așa repede? Cum termin tu echipa de făcut atât de repede? Nu pot să eu am avut norocul ca doar 3 de la mine. Eu am toți jucătorii, sunt... La mine primul 11 e, primul 11... Ia uite, era să uit să-l bag pe Leva. Am 2 Dembele în echipă? Da. Era, unul e Musa, unul e Usman. Unul e Musa și unul e Usman. Usman, în schimb, o să stea rezervă. Pe cine mai trebuie să mai bag? Cum doar cu stânga? Ai Miller în apărare. Care este Danny Rose. Și l-am pe Miller în apărare?
Nu, 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 l-ai pe stai cine puțin. Orie. Orie, Milner și trebuie să-l bat pe Koulibaly. Da. Unde e Koulibaly? Uite-l, uite-l sus acolo, încet. Oh, ce rău arată Matic. Dembele, Koulibaly, Varane, Aurier, Rose, Bale, Son, Mane. Arată bine echipa. Rezerve avem? Nu prea. Trebuie să spui, dar... Trebuie să punem rezervele, nu? Sanchez. Hai mă, Sanchez, și măcar... Și nici portar nu aveam. Chiar erai în stare să mă lași cu portarul ăla de la ei, nu? Da, nu l-am văzut. Ah, da, de aia. Aoleu, Doamne, ce-am făcut. Unde e Varane? Hai că am făcut aici... Uite-l, jos, uite-l. Și fă și controlele și dăm drumul. Controlele și după aia dăm drumul, că deja ne certă lumea. Matic, Rose, Instructions... Producția, captic. Nu ne certați, producția! Nu suntem noi de vină că Ovița a avut decât 3 jucători la... Starting 11. În schimb, sunt eu de vină când fac custom tactics-urile. Dar sunt convins că foarte multă lume de pe stream era curioasă să vadă ce selectez eu aici. Să fie și un tutorial în după amiaza asta pe canalul în limba engleză despre custom tactics. Că să-mi fac butoanele, mai am, nu? Da, da. Ați spus pe 4 minute, da? Da. Super. Of. Auto-switching pe Nan, de ce? Tactical, save, lob pass pe manual. Asta e? Tu ai, stai puțin, tu ai custom ceva să-mi salvezi? Nu, nu, nu. Ah, ok. Oricum, am zis. Joc mai clasic ca... da. Asta e că m-am dat pe custom din greșeală. Gata. Ok, start. Start. Dai tu sau eu? Baftă. A trecut ceva timp de când am jucat cu Ovi la un turneu, vreo cine 3 nu ani. Știe, cine nu știe că Lin a fost și el, nu știu dacă a jucat el neapărat pro, dar a fost un jucător foarte, foarte bun pe perioada când se am juca FIFA. Am mai făcut FIFA. Și cum se treaba... Tu trebuie să iei mai puțin de 5 goluri ca să te califici? Da, adică și să e cam gata. E cam gata. E cam gata calificarea în 5 goluri. Teoretic eu și Ovi suntem calificați, practic. Acum Speedy să nu crezi eu. Stai, ce culoare sunt eu? Da, alb. Nu e ce trebuie. Stai că nu e ce trebuie, controlele mele. A, ce înseamnă, uite cum a tras de timp. 53 de secunde da, virtuale. Vezi? Uite-l și tu. Da, era custom, nu știu ce motiv. Stai să văd dacă e bine. Da, e gata. Incredibil cu cât de tertipul. E gata. Incredibil. Scuze, producția. Merge, gata? Da, da. A început și ultimul meci al grupei Călinaciu cu Ovi. Bine, Ovi! Ia uite și 1-0. A început bine. Ok. A început Firmino. Bine. Da, tu... Minutul 3. Firmino în echipă și a dat gol? Stai că Firmino nu l-ai în echipă. Tu nu l-ai selectat pe Firmino. Dăm restart? De ce? Cum să dă restart? E locul Leva. Nu știu, nu l-ai. Practic mai bun Leva decât Firmino. E de la Liverpool. Poftim? E de la Liverpool Firmino. Nu l-ai în echipă, nu l-ai draftat. Mamă, că o grămadă de lume a jucat cu jucători care nu aveau, că erau la echipa lor. Și eu l-am băgat de greșeală pe Walker. A, da? A, ok, bine. Așa, gata, e bine. Îl ai pe Leva, pe bară? Nu l-ai pus pe Leva. Băi, frate, stai că eu n-am, nu mai am nimica. Ai ieșit tu să-ți faci controlele. Și mi-ai schimbat toată echipa. Când ai dat custom atunci, ai ieșit de tot să-ți faci controlele. Și mi-ai schimbat toată echipa. A, producția trebuie să dăm restart. O să-ți dai un autogol la început. Bine, pentru asta. A, mă, Căline, după ce că suntem în întârziere. Asta e. Acum să n-apeși triunghi. Deci să nu faci asta, da? Da, 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 da. No, ai zis că vrei alb să joc, nu? Ce? Ai zis că vrei alb. Joacă în ce vrei tu. Am zis, na. Te las pe tine, ai ca să nu mai facem greșe. A, iar stăm. Bro. Da. Apa mea e pe acolo, poți să arunci? Cum? Poți să-mi arunci și mie apa dacă e pe acolo? Asta e aia, da? Cred că e aia. Aruncă! Mersi! Așa... Matic, Henderson, cine m-a ajutat la mijlocul? E vina mea producție, îmi cer scuze. Mai tăiem din salariu. Nu vreau din ce să taie. Și e vina ta acum? Hai, acum trebuie să mă ajut cu jucătorii. Trebuie să mă ajut cu jucătorii. Ok, ok, Danny Rose acolo. Danny Rose, gata. Pune-i pe bancă pentru mai bine, știi? La început. Lovren. Lovren e Koulibaly acolo? Koulibaly. Sau Varane? Ce ochi ai? Și Varane unde Varane e? Hai. Varane e acolo.
acolo. Exact lângă, gata, jos. Gata, l-am văzut. În locul lui Matip, Lewandowski îl punem atacant, pe Dembele coborâm la mijloc, împreună cu Matic, Son, Mane, Bale arată bine în atac, Aurier, Varane, și De Gea îl avem. Și mai avem și vreo schimbare, Müller, Sanchez, avem și noi două schimbări ca băieții. Și suntem gata, mai e cineva de băgat, nu mai contează, nu mai stau să mă uit la ei. Okay. Son, Matic, dar te rog să nu, să-ți faci... Ar trebui să rămână salvate, dar te rog să-ți faci tu... Nu, sunt bine. În schimb să nu dai pe custom, iar cum ai făcut la început și... Așa, passing, crossing... Dar astea trebuie schimbate, că altfel te omoară lumea. Deci îmi dau autogol la început, clar. Positioning free, suntem gata. Gata? Stai, începem acum? Vedem la controlere sau nu? Hai... Să văd dacă sunt pe casic. Hai că vedem un match. Hai că vedem un match, da? Vedem. Să nu mai avem alte probleme. Okay. Play match. Okay. Corect. Baftă din nou. Mare autogol ce-și dă fratele Călin. Practic pot să spun că am dat gol cu Ovi. Am dat gol cu Dar l-ai pe Gündogan în echipă? Da. În starting 11? Nu. Nu. No, aveam, m-aș fi bucurat să dea Gündogan, știi? A, bine, ok. Îl bag. Ha, după aia. Nu să-mi dea mie gol. Ok, e bine. E bine. Ai controle? E bine. Îți dau mingea imediat. Da, am controle. E bine. E bine, le-am. Imediat îți dau. Gata. Ter Stegen. Ce deci, se întâmplă? Ce se întâmplă cu Ter Stegen? No. Producția e plat! Deci producția! Ca să înțeleg ceva, cu 1-0 care ți l-am dat atunci și 1-0 de acum e 2-0, da? Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Ok, începe meciul cum trebuie. Frumos! Deschide bine jocul Călin. Se vede, știe joaca Călin. Nu fuge Higuain destul de repede. Dar se mișcă așa de lent totul. Mi se pare lentuț jocul. Bine, dar și anunțat de când au scos. Da. Nu se înțeleagă greșit că mă plâng de condiții. Nu, este pur și simplu e jocul în sine, cum a fost el făcut anul acesta. Oh, frumos blocat acolo în ultima secundă și nu cred că e nici corner. Ba da, este corner. Ce? Ce a rămas mingea la tine? Ter Stegen, senzațional acolo. De asta l-am luat eu pe, îmi place. Bun. Am zis să fac cadou mingea asta, să fie treabă. Haide Son acolo cu intercepția. Frumos schimbă și ajunge fără problemă Bellerin. Ce preluare frumoasă, elegantă pe piept. Hai, Marțial. Regia vă roagă să puneți un pic pauză până se reface stream-ul. Durează un minut. E Windows 10. Producția trebuie să ne anunțați. Cumpărați cu încredere. Mai dați și la alții Windows 10. Vreți să-l refac eu? Vreți să-l refac eu? Nu mă aude nimeni. Nu mă aude nimeni, sunt un nimeni. La cine e stream-ul? Ce? Pe ce canal e stream-ul? Stream-ul pe cine? Le refac eu stream-ul? Le refac eu stream-ul? Încă așteptăm ok oficial să-i dăm drumul, dar auziți că se descurcă. A, da? Au ce apărat aici. Producția ai dat drumul. Cu bicepsul. Da, auzi totuși dintre 4-5 adversari. Mă mir că a trecut și-o. Da, n-am înțeles cum a pus un video. Producția! E bine? Nu? Nu? Ok. E ok sau nu? Nu e. Ok, e ok. Hai. Cine e la minge? Eu sunt. Tu ești. Pare. Și eu am uitat. E ok. Ce bine ai stat. Am știut, l-am văzut. Am vrut prima dată să dau un șut de la distanță, dar nu simțeam unghiul. Am zis că nu e ok să trag de acolo. Ce la Luiz, e riscant, dar a ajuns, e bine. Oh, era problema mare acolo dacă trecea mingea. Foarte frumos.
Și eu știu că vrei să dai acolo, dar nu știu dacă mai avem timp. Foarte penalti, nu cred. Nu e? N-am apăsat chiar ce nimic la acolo. A fost acolo penalti. Deci n-am apăsat absolut nimic. Aaa, se putea, da, da. Nu mă plâng. Chiar nu mă plâng. Ai avut unul cu Speedy care te ține totuși în turneu. Păi eu da, mergem da. La TAS pentru penaltiul ăla, că nu mi s-a părut. Asta e și părerea mea, nu mi se pare corect. Ce? Asta e. Hai, Gareth, puțin a și tu. A vrut jocul, a ținut cu mine. A, nu e al meu? Ce pasă de amator am dat, ce pasă de amator am dat. Să nu iau și din meritul lui Călin, a stat și foarte bine. Băi, eu încerc să deschid, asta e tripul meu în jocul ăsta. Aaa, vreau în spate. Tu joci fără presiune, tu nu e absolut nicio presiune pentru că... Cât de cât? Golul tău, cred. Oh, ce ratare acolo! Leva, mă dezamăgești! Ce ratare! Băi, Lewandowski, băi! No, Ter Stegen salvează din nou! Ter Stegen! Știe cine mi l-a recomandat pe Ter Stegen? Vă pup! Cine? Nu contează! Nu contează! Ce... Hai, Dybala! Bun, Dybala! Am fost... îl blochează pe Koulibaly! Merge cu centrare! Nu! Da! Nu! Frumos de ea. A sărit și Higuain, s-a înălțat, da. Ce se întâmplă, ce? Doctore, acolo? N-am vrut acolo. N-am vrut în spate la Dembele, dar n-au făcut... O să fac niște schimbări pe care nu le-am mai făcut până acum. Pentru că vreau să văd echipa. A trecut repriza foarte. S-a terminat repriza. Ovi trebuie să-mi dea 4 goluri ca să ies din turneu. Care v-a să zic că eu sunt bine. Speedy ne pare rău. Speedy, eu, după cum ai văzut, am încercat să joc și încerc să joc cât pot de bine. Pentru că așa mi se pare corect să nu iau parte nimănui. Jucăm cu Coutinho și cu... Coutinho cred că e technical dribbler, ceea ce e foarte important păi, în FIFA. Da, da. De asta vreau să-l văd, de asta l-am și draftat. Hai să vedem. Sunt dispus să mă mai joc așa puțin cu echipa. Băi frate, iar am crezut că sunt eu un galben. Și m-am dus, am început cu pasă înapoi, mamă ce bine. A, n-a intrat pasă la Morata. Share player se oprește în 5 minute, dar cred că dar avem timp să avem terminăm. Timp să terminăm meciul, cred. Depinde de ce stoppage o să fie. Luiz, imperial. Luiz este imperial și Son nu prea face diferența în niciun fel. Ia, cu stângul, cu dreptul, cu stângul. Ter Stegen. Ter Stegen salvează acolo. Foarte bun Ter Stegen. Nu știam că e la fel, cam la același nivel cu De Gea. Atac periculos te anunț acum, atac foarte periculos. Alaba, hai că pot să construiesc ceva cu el. Pasa e bună. Ah. Am văzut acolo. Da, faul și e fază foarte periculoasă. Foarte hai, periculoasă Căline, faza. Hai că știi să bați lovituri libere. Hai Căline. Am încredere în Filip Coutinho. Prea încet. Și prea pe lângă corner. Dar e corner. Te-a luat cu ceva din ea? L-am lovit în față pe omul tău, cred că Bale era acolo. Periculos! S-a vrut pasă, nu s-a vrut șut. Probabil că de asta. S-a vrut, da. Mostar Mané! E imperial acolo, Mané. Matic, ce caută Matic pe contraatac? Bă, eu mă bucur, sincer. Ce căuta Matic acolo? N-a prins acolo Dybala. No touch. Bine stat. Sunt foarte mândru de apărarea pe care mi-am ales-o. Ce bine ai stat acolo. Am crezut că te vei
te vei duce la fake drag. E foarte greu ce de oprit. Ce bine ai stat. Pe Irin se trece greu. Fost de surprins. Am vrut să-l iau și eu pe Bellerin, dar nu n-am mai apucat. Păi da, era pe listă la mine. N-a ajuns nici o minge la Morata, chiar sunt curios cum e pe jocul ăsta, n-am apucat să văd nimic. Pe bune, Matic pe contraatac. Din nou. Matic pe contraatac. Mane. Trebuia să continui, da, cu Mane, continui cu ce greșeală. L-am și văzut, s-ar putea să fi putut să-l opresc, dar era mult mai bine. Nu știu dacă aveai șanse să-l oprești, ca să fiu sincer. Centrarea ta, cred, sau? Nu se trece de David Luiz, nu se trece de David Luiz. A fost al treilea meu pic și nu degeaba. Mi se pare cel mai bun fundaj din joc. Frumos dragback cu frumos shoot-ul, apără Ter Stegen. A apărat Ter Stegen. Meciul acesta senzațional. Mă ține în meci. Eu v-am zis, mă băieți, mi-a zis multă lume, Călin, o să ți-o iei rău de tot, că nu știi să joci FIFA. Și eu le-am zis, cine ți-a zis că nu știi să joci FIFA? Mi se niște oameni pe aici. Și eu îi cred, eu pun la suflet tot ce mi se zice. Poliția YouTube-ului pune la suflet așa ceva, mă îndoiesc. Clar. Na, Mane, nu poți da de la distanță. În schimb, poate Lewandowski, dar n-a... Dar nu, am fost închis foarte bine. Spiriu, să știi, deși ne-a auzit vorbind tot meciul, chiar am dat cam tot ce am putut. Am fost foarte concentrat la joc. E ok, s-a văzut. N-a intrat ultima pasă. Da, bine acolo. Clar. Matic la mine se pare că este winger. Băi, e bine. Nu știu de ce, dar se pare că e winger. Păi e bine, mai zăpățit că e bine. GG, frumos meci. Suntem finaliști, am câștigat cupa, practic. Asta a fost și cu prima grupă, nu? Da, producția, explicăm noi? Producția! Da. S-a terminat, veniți! Ce naiba? Își bă joc. Ok, gata campionatul. Hai să vedem cine sunt calificații. Hai ne să vedem, publicul știe, ghiciți? Ne vedem. Ne vedem, bro. Păi să luați și cafeaua. Călinacea și Ovi! Bravo, aplauze! Ok, bravo, următoarea rundă. Următoarea grupă o să avem mai târziu. Bravo, bro. Faceți și noi curapă aici? Iar trebuie. Următoarea grupă este de la ora 7, dar acum ne pregătim pentru iarăși un super main event. Avem o pauză de 10-15 minute. Avem CSGO, să rămâneți aici, fiindcă o să fie Colo vs 50, da? Colo joacă împotriva a 50 de adversari, de aici din public o să se aleagă. De asta rămâneți pe poziții, în 10-15 minute vine Colo aici, să alege din public, da? Versus 50. 10-15 minute.